Mai dăm niște comprese. Vasile, ia treci tu aici, mama. Mine se devine șoferul care a venit, că a intrat pe contrasens, a intrat acolo și a luat toată lumea în cale. O buietură de mașină și atât tot. În rest, în autocar sus? Da, eram în autocar sus. Rămas pe direcție și ca aoleo, ce-am făcut, am omorât oameni. Da. Se întreba și a rămas, nu, e... Sigur, a rămas șocat după ce s-a întâmplat. Accidentul s-a petrecut pe marginea drumului într-o zonă de tarabe cu suveniruri pentru turiști. Foarte mulți oameni se aflau în fața teșghielelor când autocarul a intrat în plin în ei cu viteză mare. O femeie din Israel care venise în excursie în România a fost pur și simplu zdrobită. Medicii au resuscitat-o mai bine de o oră, însă n-au reușit să o readucă la viață. O altă femeie vânzătoare la una dintre tarabe a fost și ea rănită grav. Medicii au transportat-o cu ambulanța la spitalul din Ploiești, iar de aici a fost preluată cu un elicopter, însă în timp ce era dusă la o clinică din București, n-a mai rezistat și s-a stins. Șoferul autocarului susține că a avut o defecțiune la sistemul de direcție. El este acum audiat de polițiști, iar dacă probele arată că este vinovat de moartea celor două femei, va ajunge la închisoare.